Bună ziua, bine v-am găsit astăzi. Suntem pe data de 28 septembrie și avem 28 de grade afară. La umbră e această temperatură. Problema este că pentru albine nu e chiar bună această temperatură. De ce? Fiindcă ele se simt ca undeva prin luna iulie, așa ceva, și se declanșează acest foc al albinelor, adică se omoară albinele între ele. Acum nu știu câți dintre voi urmăresc aceste detalii, unii nici nu se duc pe la stupin, ce să se uite la stupin, plus că și viespilii au această problemă. Deci vine albina, urdinișele sunt bine strânse, dar are această tendință de, iată, de a se ataca. Prea multe lucruri nu ai ce să faci, decât să sper să nu țină, știu eu, 2 săptămâni aceste temperaturi. Iar în caz că situația se agravează, trebuie puse sau acest urdiniș, să vă arăt. Deci albina acum are acces de 1 centimetru. Și ce m-am gândit eu să fac? Iată, la fiecare urdiniș facem așa. Punem un bețișor sau două. Da? Așa, o să se facă un fel de suport pentru albina care intră sau iese, da? Deci va fi un fel de blocaj. Și acest lucru trebuie făcut, fiindcă au anunțat ăștia că o să fie, nu știu, 10 grade, 20, da? De mâine se mai răcește, mâine o să fie 17 grade, dar am văzut că mai vine căldură și o să vedeți ce schimbare se face cu acest bețișor. Bine, o să-mi iau mânușa, că ele acum ele înțapă. Deci, nu prea aici. Deci pui așa bățul ăsta, atât îi faci, da? Și are acces doar o albină în momentul ăsta. Deci ceva unic. Nu cred că v-ați gândit la acest lucru. Deci de strâns ai strâns. Toți facem acest lucru, dar acest băț schimbă ecuația, să spunem. Mai luăm bețe, că avem un simplu bețișor pus, ăsta e prea lat, căutăm, în fiecare stupină sunt bețe de la pom căzuți, deci nu e ceva, nu e ceva exagerat, să zicem așa. Și mergem și punem la fiecare urdiniș un băț. Am stat mult, așa cred că am vreo 2 ore de când stau și mă uit. Mă, ce aș putea să le mai fac să mai reduc tensiunea de la urdinișe? Și simplu, bețe. Punem bețe și vom reduce tensiunea aceasta. Uite așa. Bun. Îmi iau mânușile, că înțapă. Așa, să-mi iau și o mânușcă înțapă, și chiar nu-mi place să fiu înțăpat, indiferent de gânduri. Așa. Deci bețe la urini. Așa. Punem un băț pe la o parte. Așa, și acest băț cam încurcă albinele hoațe. Bun, trecem la următorul și asta facem la fiecare stup. Căutăm bețe, punem un băț. Așa, o să vedeți, deci ce repede se schimbă. Așa, o să vedeți ce repede se schimbă structura
albinelor. Deci ele mai pot intra, dar câte o albinuță, mai intră și aceea cu polen, vedeți că mai intră și albinuțe cu polen. Și acum, datorită acelui băț, treaba e altceva. E altceva? Ceva ce funcționează. Bine, acum nu-i pentru cel care n-are răbdare să-i gâdile. Am spus, stau de două ore și mă tot gândesc, mă, ce aș putea eu să le mai fac să fie bine. Că nu-mi place deloc când ele se tot atacă. Bun. Bun, în primul rând o să fie încurcate și viespile și albinele, dacă și albina e încurcată. Iată aici, l-am pus de 10 minute. Durează un pic până găsește, dar albina știu că nu are această problemă de orientare. Ea imediat își găsește loc să se orienteze, dar mă fascinează cât de repede s-a schimbat. Stați să vă arăt unde n-am pus. Iată, aici acum am pus. Aici nu. Deci o să le cam încurce. Căutăm un băț mai gros. Deci iată cu ce îți ocup timpul când n-ai de lucru. Nu e vorba că nu putem umbla la ele, da? Deci n-avem cum să umblăm la ele în aceste condiții. Dacă considerați că nu ajunge acel urdiniș, introduceți un băț, ia. Perfect. Deci această însoare nu ajută cu nimic. Adică a ajutat la un moment dat, dar acum chiar nu mai e suficient. O să spuneți, da, dar iese albina la zbor. Nu asta mă interesează pe mine. Ce mă interesează pe mine este să reduc această tensiune. Așa. Bun. Asta e lecție pentru anul viitor. Și acum, dacă două săptămâni mai ține căldura asta și ele tot zboară așa, e problemă. E problemă mare. Gata. Gata, iată. Iată, imediat. E și albina care trebuie să iasă. Are un pic de bătaie de cap și cea care intră. Le cam dau nas în nas acum, știți? Vine pe băț și nu poate să și iasă, să și intre o albină. Bun, perfect. Nu mă interesează acum cules de polen și astea-s copilării. Astea-s copilării la ora asta. Ce cules de polen? Deja sunt colonii care... Bun. Deci cam asta fac. Pun bețe la fiecare. Cei care aveți probleme, sper să vă ajute. Iată aici. Așa, ce frumos. Hai să lăsăm un minut. Mărim un pic, facem un pic de zoom. Deci albina acum trebuie să caute un pic ca să intre, nu mai poate ea intra așa ușor. Bun, foarte fain. Foarte, foarte fain. Deci ies, intră, dar nu poate să intre și să iasă în același timp. Deci trebuie să dai nas în nas cu o albină care... Cea care intre trebuie să dea nas în nas cu cea care iese. Bun. Cam atâta, până data viitoare, numai bine!